Era mai bine înainte, spun generațiile vârstnice când sunt întrebați ce părere au despre educația din ziua de azi, începând de la modul în care termină o facultate, la faptul că elevii vin la școală ca pe covorul roșu, mai mulți cetățeni sunt dezamăgiți de modul în care se desfășoară orele în unitățile de învățământ. Acum sunt universități și în comune. Asta afirmă un domn care este indignat de modul în care se face școală. După o lungă perioadă de învățământ online, cei care ies de pe băncile școlii nu se pot lăuda cu o cultură generală vastă. Acest lucru se observă și în instituțiile statului, care uneori sunt conduse de oameni fără pic de pregătire în domeniu. Școala nu mai e școală. Nu se compară cu școala care se făcea altă dată. Nu ca și un nostalgic, dar înainte se învăța carte. Se învăța carte. Cine ești? Deci se cerneau valorile. Cine era bine, era olimpic, mergea la facultate. Acum s-a făcut facultăți și prin comune. Creăm rebuturi. Ce facultate aia când termini și tu nu știi? Ai terminat? Deci termină facultatea și nu știe nici formula ecuației de gradul 2. Eu am avut chestia asta și l-am întrebat, scrie și mie, i-am dat o hârtie, scrie, păi nu că am terminat management, relații internaționale, bă, ce ai terminat tu, bă, pă, tu ești mare, mă, scrie și mie, ce înseamnă management și relații internaționale, s-a scurat și a plecat. Asta acum trebuie în școală ca, cum se zice, scuzați expresia. Înainte te duceai la școală de drag, aveai profesorii care îți preda, aproape că îl lua pe fiecare în parte. Acum, din 30 de elevi care sunt în clasă, dacă 5-6 sunt pricep și vor să înveți, ăia restul nu interesează pe profesor. Da. E bine că, părerea mea, să înceapă școlile ca lumea, să nu mai ție pe copii, acum a trecut pandemia. Pe internet cu ăștia, cu tablete, cu vai și vai. Aia nu mai învață. Eu am un copil acolo, la un vecin de 9 ani, în clasa 3 sau în ce clasă, și stă cu o bunică. Păi ce să învețe ăla? Nu are ce să învețe, bunica ce să le. Dacă, părerea mea, nu se mai face școala care era odată. Ai mei au trăit pe vremurile care trebuia să trăiască și în zi de astăzi. Cu cravată, cu pamblică, educați și tot ce trebuie un profesor care astăzi duce de dorit. De asemenea, o mare problemă în ziua de azi este vestimentația tinerilor. Puține dăm seama dacă aceștia vin de la școală sau de la o terasă. Vremurile în care elevii erau obligați să poarte uniforme școlare au apus de mult. Acum orele de curs reprezintă pentru mulți elevi un bun prilej de a-și expune cele mai noi și cele mai provocatoare haine. Școala, părerea mea, e zero. Zero. Nu mai învață carte. Mă uit, trec pe lângă licee, îi văd, ies afară, îmbrăcați atât de fistic, eu cu pantaloni rupți. Moda aia nu. Moda o faci în afara școlii, nu la școală. Era frumos când elevii aveau uniformă, tot la fel. Era într-adevăr o disciplină să învăța și carte. Acum, elevele, fetele sunt mai elegante decât profesoarele. Vă spun să-i sunt în fața din orele 14. Da, așa ceva pe vremea la e-mail, să termin cu uniformă și cu cravată și educat. În preajma unităților de învățământ vedem mereu destui de mulți elevi care fac efectiv parada modei și nu se mai îmbracă în uniforme școlare, cele care pe vremuri erau atât de importante și necesare pentru a putea frecventa cursurile. Acum fetele se duc cum vor, cu fusta mai scurtă, cu fusta mai lungă. Netunși înainte, când acum 40 de ani, 50 de ani, aveam uniformă cu număr matricolă. Nu plecam în oraș fără bilet de voie. Acum se duc elevele cum vor, doar că se duc la discotecă. Dar nu mai. Ai. Deci o părere proastă, ca să zic. Sistemul de învățământ din România dezamăgește din ce în ce mai mult. Tot mai mulți elevi nu iau în serios școala, iar la sfârșitul acestui ciclu ne dăm seama că puțini dintre ei sunt pregătiți de a lua viața în piept.